Salutare, numele este Cristi și bine am regăsit la un nou episod din seria noastră de Clash Royale. Dacă vă place această serie, v-aș ruga să nu uitați să lăsați un like. O, cred că e a treia oară când postez la rând Clash Royale, pentru că nu am mai intrat în Minecraft și nu am mai filmat, o să filmăm cât de curând, deci filmăm iarăși Clash Royale. Oricum, văd că vă place foarte mult seria, deci o să filmăm noi în continuare, după cum puteți vedea în titlu și în thumbnail. Astăzi o să facem un challenge destul de interesant, dar mai întâi, haide să deschidem și noi chesturile astea ca să nu rămân aici loc pentru ele. Wow, mi-a picat epică din free chest, cât de tare! O să-i dăm open și lui giant chest ăsta, e din arena nouă. Sper să-mi pice cât mai mulți, cât mai multe cartonașe din Goblin Gang, pentru că am nevoie. Vreau să fac challenge-ul ăsta mai demult, doar că nu aveam Goblin Gang-ul. Singura chestie pe care nu aveam era Goblin... Bă, stai să nu-mi stric deck-ul ăsta. Ups, deci punem pe... Am același deck... am același deck, bine. Boom! Let's do that thing. Deci avem nevoie de mirror. Avem nevoie de... O să folosim numai goblin. Deci ca trupe numai goblin. Ăștia. Ceva mai mulți goblini. Goblin gang-ul. Ia uite-l frate aici. Boom. Punem acolo. Avem nevoie de clone. Punem aici. Dart goblin. E tot un goblin, deci se pune. Avem goblin barrel-ul și pot să jur că mai lipsește ceva. Goblin. Goblin hat-ul, gata. Deci ăsta este deck-ul full de goblini. Uitați-vă și voi ce aici. Nu cred că pot, nu cred că am bani să upgradez chiar tot. Dar o să upgradez cei gen 0 upgradat. Cum ar fi și ăștia. Fucking 5 costă 20, ui, o să-i upgradez pentru că ăștia sunt foarte ieftini. 50, what the fuck, ce costă așa puțin. Easy, frumos, dar ăștia sunt comun, nu? Da, e comun, de-aia costă probabil 6 de puțin. Goblin hat-ul, cu cine aștept dacă-l upgradăm? Spear goblin level, nu prea. Și aici goblin damage per second. Cred că e perfect cum avem. Asta este un deck de 2.8. Sper să fie, nu știu, să facem aici ceva amuzant. Sper să iasă. Măcar să câștigăm câteva meciuri. Apăsați și voi pe like. Hai, let's do that. Deci în arena nouă cu player de level 9 cu deck-ul ăsta. O să fie interesant. Ok. Oh, fuck that shit. Am început bine. Ne punem goblin hat aici. Cred că am zis goblin hat. Goblin hat. Oh, fuck. Din nou, vă zic, nu știu dacă este posibil să câștigăm cu deck-ul ăsta. Probabil e cea mai stupidă chestie pe care am făcut-o vreodată, dar... încercăm, știi cum zic. Wizardul, cred că e cea mai... No, nu dau clone acum, acolo. Cred că Wizardul e cel mai mare dușman al meu în secunda asta sau chestia aia. Holy fuck. Nu e bine. Deci are exact ce am eu. Wizard, combinația asta perfectă. Wizard cu Giant, frate. Ah, turnul ăla e mort. Turnul ăla e mort. Oh my god. Acum distruge aia. Din nou, v-am zis, nu știu dacă e posibil să câștigăm un match. Mamă, da, tipul are și legend, are 3 legendare deja. Nu știu dacă ați văzut, dar are prințesă, are miner, are lumberjack. Tipul ăsta e pe zonă, rău, nici cred că cu deck-ul meu nu l-aș fi bătut pe ăsta. Na, oricum match-ul ăsta e direct pierdut, no chance, n-avem nicio șansă. Dar o să pușăm noi în continuare, vedem cum e faza. Bine, dacă mai bag o rată pușul ăla cu Giant Skeleton, sunt mort de tot. Ce spuneam, nu se putea întâmpla altceva. Bă, dar parcă la ei când stă pe partea lor, zici că aleargă mult mai greu. Mult mai rapid, pardon. Ia să facem ceva aici interesant, fii atent. Ok, turnul l-ai distrus, nice. Bă, îmi pare rău că nu vorbesc chiar așa de mult, e pentru că sunt foarte concentrat în momentul ăsta și iar și-a pus un de la... Fuck, ce greu să fie, nu e bine. Trebuie să mă apăr din foarte multe locuri. Nu este bine deloc. Frate. Încerc să atrag Giant Skeletonul ăla, nu mi-a distrus turnul.
What the fuck, nici n-am observat. E, oricum, GG. Bă, fraților, oricum jucăm meciul ăsta la Caterin, că vedem dacă putem scoate și noi câteva meciuri, dar... Mamă, tipul m-a omorât complet. Holy fuck. Bun, primul meci a fost interesant. Apropo, mă joc chestiile astea. Nu vă plac și vouă chestiile astea? Deci când eram mic, mă jucam o grămadă de timp chestiile astea. Și acum mi-am luat și una, oricum se distrug repede. Parcă te relaxează așa. Fidget Spinner 1900. Bă, hai să mai băgăm un match. Bă, sper să apuc să câștig un match totuși cu challenge-ul ăsta, pentru că altfel o să fiu trist. Tot level 9, tot level 9. Oh my fucking god. Cea mai proastă idee pe care am avut-o. Mă, oi, mă, nu mă, nu mai am vorbe. Bă, deci, nu mă așteptam să fie fix când bag deck-ul ăsta de troll, să fie atât de mulți player cu fucking giant skeleton. Eu îl folosesc mereu. Bă, dacă în joc cu alții, niciodată nu văd să aibă giant skeleton, fix acum. E, apropo, foarte puternic giant skeletonul, dacă vreți să-l folosiți în continuare, puteți să-l folosiți. Mamă, deci Dark Goblin-ul ăla moare instant. Am înțeles, are și Wish, bă, deck-ul e mult prea puternic, mai ales pentru deck-ul nostru troll. Holy fuck, dar m-am așteptat să scoși niște meciuri, măcar bine, totuși în arena nouă. În arena nouă nu prea ai șanse. Probabil dacă încă mai rămâneam prin arena 6. Știu că mă întrebați, erau mulți în comentarii, probabil erați abonați noi. Bă, tu ești level arena 6 și... Nu, stai, cum era? În episodul trecut ai fost arena 6 și acum ești level 9 boostat. Level 9. Arena 9 boostat, pardon. M-am ridicat singur, foarte rapid, le câștigi foarte ușor dacă nu ești în arena. Am scăzut, efectiv, doar ca să fac episoade de troll. Da, tipul ăsta m-a omorât din prima, nici nu mai am ce să-i mai zic. Nici n-am ce să-i mai zic. Mamă, frate. Bă, deck-ul este interesant, nu știu. Nu cred că e chiar posibil să scoți un match cu deck-ul acesta, pentru că nu ai nimic de a da, nu știu, goblin până la urmă și goblinii mor imediat. Hai să mai încercăm încă un match. Dacă vă întrebați ce am aici, aici este apă. Hidratați-vă, copii, că e bine. O să facem chestia asta cu Goblin Barrel. Ok, aproape 1000 damage am dat la ăla. Nice. Nice, nice, nice. Nice de nice. Punem un ăsta aici. Oh my god, îmi trebuie ăsta. Îmi trebuie ăsta, n-am ce să fac. Oh my fucking god, are minion horde. Mamă, ce a scăzut turnul ăla, nici n-am avut ce să-i fac, ești proști. What the fuck. Nu-mi vine să cred ce-i cu match-ul ăsta. What the fuck, ăsta e efectiv. Nici măcar nu-i un challenge, nu-i amuzant. Știu că am auzit de el și am zis trebuie să-l încerc, dar ăsta nu-i challenge, nu-i amuzant. Scad, ăsta e pur și simplu... Lasă-te de joc, scade din trofee challenge. What the fuck? Un singur match să mai băgăm? Mai băgăm un singur match. Cred că deja sunt în frozen peak. Cum dracu n-am intrat în frozen peak? Cred că am ieșit din arena, trebuie să joc după ca să intru înapoi. Oh my god, nu contează. Este un challenge, trebuie să ne distrăm. În arena nouă, clar, nu. Are Wizard level 8, ești nebun la cap. Mamă, n-a scos nimic. N-a scos nimic, ești nebun. Ăsta e distrus. What the fuck. Bă, vreau să vă zic că în trecut am mai încercat să fac challenge-ul ăsta, doar că nu l-am filmat. Și am reușit să câștig un meci, dar eram în frozen peak. Am uitat cum era strategia mea pe atunci, parcă pur și simplu puneam de ăștia Spear Goblins cu goblin de aia normal, îi dublam, puneam portal și pur și simplu puneam în continuu, parcă. Sau cred că ăla era challenge-ul de 1.7, nu mai știu. Dar challenge-ul ăsta e cumplit de greu.
mamă. Bă, mă așteptam să scot și eu un match totuși. Doar că nu, este fucking imposibil challenge-ul ăsta. Pot reuși doar dacă ai level mare sau să zicem că ești în arena 10 și te duci prin arena 7. Sau cum sunt eu acum, să mă duc în arena 6. Poate aș reuși să scot un match. Dar așa, cum sunt eu în arena 9, să încerc să scot un match în arena 9, foarte greu, poate chiar imposibil. Și n-am stat acum 100 meciuri să încerc până scad în Frozen Peak și câștig unul singur. Da, da, am înțeles, well played. Bă, fraților, cam atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut challenge-ul acesta. Dacă mai doriți episoade de genul în continuare, v-aș ruga să nu stați să lăsați un like. După cum puteți vedea, nici nu s-a terminat meciul bine și eu deja fac outro-ul. În fine, m-aș stăm să câștig măcar un match. Deja am intrat în Frozen Peak, nu? Oh my god, trebuie să mă ridic după înapoi. Fuck this deck. Ok, o să-l folosim pe ăsta ca să ne ridicăm înapoi. Cam atât a fost cu acest episod, eu am fost Cristi și ne vom vedea data viitoare, pa, pa.